Dacă există un lucru pe care ni-l oferă această viață, în afara faptului că ne dă însăși viața, pentru care trebuie să le mulțumim zeilor, este darul de a nu putea să ne cunoaștem, de a ne ignora pe noi înșine și de a ne ignora unii pe alții. Sufletul uman este un abis întunecat și vâscos, un puț de la suprafața lumii niciodată folosit. Nimeni nu ar putea să se iubească pe sine dacă s-ar cunoaște cu adevărat. Iar dacă vanitatea, acest sânge al vieții spirituale, n-ar exista, am pieri cu toții de o anemie a sufletului. Niciun om nu ajunge să-l cunoască pe un altul și e bine că se întâmplă așa, căci de l-ar cunoaște, ar recunoaște în el că e vorba de mama lui, de femeia lui, de copilul lui, pe intimul și metafizicul său dușman. Noi între noi ne înțelegem doar fiindcă ne ignorăm. Ce ar deveni atâtea fericite cupluri dacă fiecare partener ar putea vedea în sufletul celuilalt, dacă ar putea să se înțeleagă unii pe alții, cum spun romanticii care nu cunosc pericolul futil, se știe, al cuvintelor rostite. Toate căsătoriile lumii sunt niște căsătorii ratate, căci fiecare individ dintr-un cuplu păstrează în sinea lui, în ungherele secrete unde sufletul nostru aparține diavolului, subtila imagine a bărbatului dorit care nu este tocmai soțul, figura volubilă a femeii sublime care nu îi seamănă deloc soției. Cei mai fericiți ignoră chiar în străfundul lor asemenea tendințe frustrate. Cei mai puțin fericiți nu le ignoră, dar nici nu le cunosc mai bine și abia uneori un dar stângaci, un cuvânt ceva mai aspru, pot să evoce la suprafața unor întâmplătoare gesturi sau cuvinte demonul ascuns, Eva antică, cavalerul și Silfida. Viața pe care o trăim este un dezacord fluid, o medie veselă între măreția care ne lipsește și fericirea, pe care nu putem să o avem. Suntem mulțumiți, fiindcă până și atunci când gândim sau simțim, suntem capabili să nu credem în existența sufletului. La balul mascat, unde se petrece viața noastră, ne mulțumim doar cu podoaba costumelor, ceea ce este esențial pentru un bal. Suntem sclavi ai culorilor și luminilor, intrăm în dans ca în adevăr și dacă rămânem pe din afară, dacă nu dansăm, necunoscute rămân pentru noi marele frig înalt al nopții eterne, frigul corpului muritor învelit în cârpele care îi vor supraviețui, cunoașterea tot ceea ce este. Atunci când suntem singuri cu noi înșine, credem că ar constitui ființa noastră esențială, dar care la urma urmelor nu este decât parodia intimă a ceea ce noi credem că ar fi adevărul nostru. Tot ceea ce facem sau spunem, tot ceea ce gândim sau simțim, poartă aceeași mască și același costum de travesti. Oricât am încercat să ne debarasăm de toate veșmintele, nu rămânem niciodată goi cu adevărat, căci goliciunea este un fenomen al sufletului, nu o simplă problemă de dezbrăcare. Astfel, îmbrăcați cu trup și cu suflet, cu multiplele noastre costume lipite de piele ca penele unei păsări, trăim fericiți sau nefericiți, sau trăim chiar fără să știm ceea ce suntem. În intervalul scurt, dăruit nouă de zei, ca să ne distrăm, ca niște copii jucându-se sub ochii adulților cu jocuri cât se poate de serioase. Câteodată unul sau altul dintre noi, fie că este liber, fie că e blestemat, observă pe neașteptate, însă destul de rar, că tot ceea ce suntem este ceea ce nu suntem, că ne înșelăm în raționamentele noastre cele mai sigure și că nu avem dreptate în concluziile noastre cele mai juste. Iar acest om care, în răstim de o clipă, vede întreg universul gol, creează o filozofie sau visează o religie, iar apoi filozofia se răspândește și religia se propagă,
Iar cei care cred în această filozofie ajung încetul cu încetul să se folosească de ea ca de un veșmânt pe care nici nu-l mai zăresc. Iar cei care cred în această religie ajung să o poarte ca pe o mască de care uită cu totul. Iar noi continuăm, tocmai fiindcă ne ignorăm pe noi înșine și pe ceilalți, să ne înțelegem voioși unii cu ceilalți, să dansăm în vârtejuri, să pălăvrăgim fără griji, umani, futili, serioși, lăsându-ne antrenați de muzica marii orchestre a astrelor, sub privirile distrate și disprețuitoare ale organizatorilor acestui spectacol. Numai ei știu că noi suntem prizonierii acestei iluzii pe care au creat-o ca să ne fie destinată. Însă, care e rațiunea acestei iluzii și de ce există ea? Sau oricare altă iluzie? Sau de ce ei, la rândul lor, iluzionați, ne fac să avem iluzia pe care ne-au dat-o? Iată ceva care, fără îndoială, nici măcar ei nu știu.